Chiar și după pensionare, mulți aleg să muncească în continuare. Acest lucru nu este văzut cu ochii buni de cetățeni, întrucât multe posturi importante rămân ocupate, fără a da șansa tinerilor să intre pe piața muncii. Există numeroși seniori care trag cu dinții de locul de muncă, deși au împlinit vârsta de pensionare. Aceștia sunt de multe ori judecați din cauza că se ambiționează să rămână în sistem, uitând că fiecare vârstnic care refuză să plece acasă ține un tânăr fără loc de muncă. Domnișoară, toți tinerii noștri sunt plecați, da? Marea majoritate. Păi în loc să lași pe era, să-și facă un viitor, să-și ține lângă familie, că sunt multe cazuri care unul pleacă să despart, chestii de astea. Mă rog, stai mă, fratele meu, acasă la tine, mă. Păi acum e adevărat că și pensiile sunt așa cum sunt. Dar totuși... Sunt sute de tineri care trăiesc sub pragul bunei decențe și părerea mea e că ar trebui să se cam dea la o parte. De peste tot, și din politică, și din învățământ, și din justiție. Din păcate, din justiție se dau prea devreme la o parte, da. În general, cerințele de pe piața muncii par din ce în ce mai greu de îndeplinit pentru generațiile tinere, iar cei mai mulți angajatori refuză să angajeze oameni cu o vârstă fragedă și fără experiență. Din acest motiv, în anumite domenii, angajații seniori rămân o categorie favorizată în ocuparea unui loc de muncă. Eu zic că oamenii care au ieșit la pensie deja, e bine să iese la pensie, să vină ceilalți care nu au locuri de muncă. Dacă ești la pensie, ar trebui să stea la pensie. E normal. Dacă mai poți, da, dar nu ăia care vin de la stat să ducă tot la stat. Inclusiv guvernul preferă să aibă șomeri și nu pensionari, întrucât actuala coaliție nu pare să aibă foarte multe soluții pentru tinerii amenințați de o viață cu multe lipsuri, dar dorește să crească vârsta de pensionare.